Bună seara tuturor! Bună seara, domn președinte! Bine ați venit în studioul Unimedia la Unimedia. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Bună seara! Ați avut o zi plină astăzi, am văzut că ați fost și la nord și pe câmpuri și prin mai multe raioane, dar totuși eu aș dori să începem cu ceea ce discută toată lumea de două zile și mă refer aici la acea secvență de video care a fost publicată de deputatul Reniță de la o întrevedere dintre dumneavoastră și fostul lider PD Vladimir Plahotniuc și Serghei Aralov. Prima întrebare ar fi ce era în acea pungă neagră, în culioc. Eu am înțeles că astăzi în presă se discută mai mult altceva. Se discuta că eu am intrat în arătură cu mașina și așa mai departe. Vreau să spun că a fost o zi foarte plină. Astăzi am fost în două raioane, raionul Drochia și raionul Glodeni. Eu obișnuiesc în fiecare săptămână să merg în două, trei, patru raioane, cum îmi permite agenda, dar mă strădui cel puțin două zile în săptămână să fiu în teritoriu. Adică astăzi e miercuri, azi am fost la nord, poimâine voi merge la sud. Și obișnuiesc când merg în raion, obligatoriu unde văd că oamenii lucrează, merg și discut cu ei. Nu era planificat. Am văzut că puneau tutun niște doamne, vreo 40 de persoane, până la 50, fără încălca normele. Și am spus, mergem încolo. Era drum, dar cineva a văzut că ne-am pornit cu mașina. Cum ați intrat cu Mercedes-ul? Spune că mers cu Mercedes în arătură. Nu, era drum acolo și am mers și am discutat cu oamenii. A fost și ei plăcut surprinși. Și eu, doar și prima mea specialitate este economist în agricultură, am absolvit Universitatea Agrară. Și de mult n-am văzut cum se sădește tutunul. Și taman plantau tutunul. Vreau să spun că oamenii de simpli, oamenii din teritoriu, oamenii din raioane, din sate, au cu totul alte preocupări decât cei care șed toată ziua în Facebook și urmăresc culeașele, barsecele și alte chestii. Pentru a răspunde la întrebarea dumneavoastră, nu credeți că eu fug de întrebări, eu răspund la oricare întrebare. Haideți să ne aducem aminte contextul. Și noi o să depănăm ca să fie foarte clar. Vă amintesc ce a fost un an în urmă. Un an în urmă, când Moldova era considerat de toți partenerii externi stat capturat, când era Plahotniuc la guvernare, care deținea monopolul puterii de stat în Republica Moldova, numai instituția prezidențială nu o controla și din când în când o deconecta, vă aduceți aminte. Da, vă suspendă din punct. Pe 5 minute ca să semneze ce le trebuia lor. Noi trebuia să scăpăm de acest monopol. Au încercat mulți. Au încercat Voronin, au încercat Filat, au mai încercat unii și nu le reușit. Și la acea etapă eu mi-am asumat riscul. Riscul pentru cariera mea politică, riscul pentru familia mea, riscul personal, pentru viața mea personală. Și mi-am asumat anumit risc pentru a întreprinde mai multe acțiuni ca să debarcăm acest regim mafiot de la conducerea țării. De aceea și secvențele de an trecut care au fost repartizate, și secvențele din acest an care au fost repartizate, și alte secvențe care vor mai fi repartizate, difuzate, sunt în același context. Eu înțelegem, acuși concret la întrebare, eu înțelegem foarte bine că Plahotniuc face diferite provocări. Nu, s-ați văzut cum a încercat să mă întindă ceva și eu am dat mâna într-o parte și am spus că nu. Faptul că apar mai departe voci, Cornel, nu știu ce și așa mai departe, astea toate sunt trucate, ca să cunoașteți. Pentru că acum tehnica permite orice. Stai dintr-o parte, spune în alta și îți face ca când... Ați văzut câte trucuri au făcut altor polițieni. Să vă aduc aminte. Filmulețe care păreau cu Maia Sandu, să ne de mână nu știu cine, nu știu ce capitală și multe, multe alte lucruri. Ei sunt specialiști în lucrul ăsta. Dar eu mi-am asumat acest risc, întrevederi au fost, încercări de a mă provoca au fost și eu eram conștient de faptul că se regizează și se filmează lucrul ăsta. De aceea, atunci când am putut să evit unele discuții, am evitat, când am putut să refuz unele lucruri care puteam pe urmă să fiu învinuit, am refuzat. De aceea, cei care încearcă să spune că suntem pasibili unor investigații, unor dosare și așa mai departe, tot juriștii care am discutat. Înțeleg foarte bine că nu este absolut nimic. A fost o provocare. Eu nu m-am dat la această provocare.
Iar cei care au făcut această provocare vor răspunde cu timpul pentru toate, fără de legile lor. Eu cred că eu mi-am obținut scopul principal, datorită căruia am riscat, încă o dată vă spun. Poate mulți au uitat. Eu mă uit cam tot tare mulți considerări de știert și fac diferite declarații. Eu vă aduc aminte ce era cu Moldova până în iunie anul trecut. Oamenii se temeau să vorbească pe stradă. Dar ce aveți în vedere când spuneți că ați riscat cu familia? Ați avut amenințări la adresa familiei? Anul trecut, eu am spus despre acest anul trecut, dar vă spun că eu chiar și câteva zile în urmă, săptămână, două în urmă, prin diferite mesaje, amenințări, opriți-vă, dacă nu, noi să mai scoatem ceva din anul trecut. Dar prin cine veneau aceste mesaje? Diferite, mi-am vin... Sau voi vin la direct, poate, pe telefon? De la Plahotniuc? Nu știu. Nu, vin mesaje zilnice de la diferiți care... Eu am înțeles la ce trebuie, dar unii și public au făcut, că noi să arătăm Igor Nicolaevici. Unii deputați în Parlament. Să vezi ce îi spățești. Deci amenințări de acestea la adresa mea au fost și anul trecut și au fost și în ultimele săptămâni. Și noi înțelegem în ce context au apărut toate aceste nouă episod al serialului. A căzut un operator la dumneavoastră. Mi se pare că nu au auzit de culioc. A căzut jos. O secundă, ca să finalizez. Noi înțelegem în ce context. Luni când iese procuror general și spune uite cine e vinovat. Noi revenim la acest context, că aici tot e mult de discutat. Eu vreau să întreb, această secvență publicată acum, este din aceeași întrevedere care a apărut anul trecut sau au fost mai multe întrevederi? Eu întrevedere am avut mai multe. Eu întrevedere am avut mai multe și că e dintre aceia sau nu dintre aceia. Ar fi bine cei care taie secvențele astea de 10 secunde. Las publici tot filmul, tot serialul, dacă vor să publici ceva. Da. Ca lumea să clarifice. De ce? Multe episoade. Eu nu știu, întrebați pe cei care, eu nu am filmat nimic. Doar să vede că e provocare. Dar știați că sunteți filmat la aceste Păi mergi. E logic când îți întinde ceva și tu spui nu. Păi e clar că eu înțeleg că asta e provocare organizată de Plahotniuc. Da, întrebarea dumneavoastră când apare Vlad Plahotniuc cu această pungă, așa demonstrativ cum dumnealui o ducea, spuneți, iar îmblați cu culoșele. Păi eu am vrut să-i zic iar îmblați cu barsecile, dar m-am încurcat și am zis culoșele. Dar au mai fost înseamnă că astfel de culoșele? Nu mai fost așa culoșele, cel puțin mie date categoric nu au fost și nici nu au fost încercări. Încă o dată vă spun, sunt provocări și e clar cu ce scop s-au făcut anul trecut și e clar cu ce scop să fac acum. Eu cred că încearcă să mă destabilizeze pe mine, să fac greșeli. Ei încearcă, poate, să-mi dea un mesaj că vor să așeze pentru discuții, pentru că vin și așa astfel de mesaje. Dar noi suntem ferm, eu sunt ferm în poziția care am luat-o și noi vom merge până la capăt. Eu am spus și cu altă ocazie, dar vreau să spun și aici în cadrul interviului. Acum în Republica Moldova sunt trei grupuri mari politice. Sunt socialiștii, împreună cu democrații care sunt la guvernare, coaliția de centru-stânga. Sunt cei de dreapta, Maia Sandu și Andrei Năstas, să mă ceartă între dânșii, dar e un grup politic, cel puțin la alegerile trecute. Și sunt, eu îi numesc mafia, bandiții al lui Plahotniuc. În Parlament sunt două grupuri, Ișor și Candu, în afară Parlamentului, cel puțin e un grup clar, asta e balabolul de la Belz. E ca pionii lui Plahotniuc, e că este trei. Și ei vor conlucra între ei pentru ca să destabilizeze situația. Scopul este unul, ca Plahotniuc să revină înapoi. Dacă vor înțelege cei de dreapta, cel puțin eu înțeleg. PD-ul tot înțelege, pentru că probabil vom vorbi astăzi mai detaliat, ca să nu merg înainte cu unele întrebări. Ăsta e scopul la tot ce se întâmplă la această etapă. Plahotniuc vrea să revină în forță. Pentru asta trebuie să iei un pachet de deputați, să-l controleze. Deci ei cumpără deputații acum. Îi cumpără, pentru că ei de capul lor nu se duc. Nu se duc. Și noi informațiile acestea bine caută procurorii, caută toți, îi prindem când... Pe culioașe să-i prind atunci când o să fie și eu cred că până la urmă o să reușim noi să-i prindem pe vreunul sau pe vreodoi. O să fie, le vine timpul. Scopul e să cumpere un pachet de deputați, ăștia de stânga, centrul de stânga să nu aibă majoritate, pentru asta trebuie să mai rup încă 3-4, cei de dreapta să nu poată forma majoritate, să ne pună pe noi de stânga și pe cei de dreapta cap în cap, cu mesaje pro-rusă, pro-europeni, Putin, unire și așa mai departe. Asta el a făcut tot timpul. Da. Și el în centru steie și spune să înțeleagă încă unul, încă alții.
Și până la urmă se întrăsnească și pe unii și pe alții. Da. E ca așa au făcut Plahotniuc cu Filat și cu Voronin. S-au jucat între dânși până și l-au terminat pe unul și apoi l-au terminat pe cealaltă. Și e că dacă nu o să ne ajungă minte, parcă noi suntem mai tinerei. Am de eu, din partea centru-stângă, parcă și mai Sandu Andrei Năstas, nu s-a dus la biserică și au experiența, pot să citească istoria și au pățit Filat. Și nu trebuie să ne ajungă minte, să nu ne permitem ca să ne joace pe noi, mafia și bandiții lui Plahotniuc. Ești doi din Parlament și unul din afară Parlamentului. E simplu. Da, există posibilitatea ca să nu vă joace și să stați pe extremități? Iată, stânga și dreapta să se așeze din nou la o masă de negocieri și să refaceți sau să faceți o coaliție. Noi la această etapă avem o coaliție clasică de centru-stânga. Eu după alegerile din 24 februarie anul trecut am spus ferm că nu voi accepta ce sunt socialiștii. Coaliție cu deputați transfugi, adică rupți, adică cumpărați din alte partide. Și acum avem o coaliție clasică. E două partide care au fost în alegerile anul trecut. Socialiștii și democrații. Eu nu sunt potriva la niciun fel de coaliție clasică. De exemplu, socialiștii, democrații, Andrei Năstase. Socialiștii, democrații, Maia Sandu. Maia Sandu, Andrei Năstase, democrații, de exemplu. Și același șor, tot trecut anul trecut. Las fac. Coaliție clasică. Politică între partidii care au trecut în Parlament. Nu cum a făcut Plahotniuc în 2014, când au trecut cu 17 deputați, dar în 2016 deja controla 56 de deputați. E că asta se numește nu coaliție clasică. Asta e uzurparea puterii de stat. Asta nu e rezultatul alegerii oamenilor. Asta e corupere. Deci coaliție clasică, noi avem cum avem coaliție clasică. Dacă această coaliție clasică pierde majoritatea parlamentară, din cauza transfugilor. Atunci, orice altă coaliție clasică are șansă să fie în Parlamentul Republicii Moldova. Între partide, nu între transfugi. Și ea poate fi oricare. Poate fi din nou centru, poate fi din nou stânga cu dreapta. De ce nu? Poate fi temporar stânga cu dreapta, până când nu ne clarificăm cu tentativele din nou de a captura statul. Sunt diferite formule care ele au dreptul la viață. L-ați menționat pe primarul de Bălți, tot el spunea că Vlad Plahotniuc finanța Partidul Socialiștilor și în acea pungă erau totuși bani pentru salarii la Partidul Socialiștilor. Eu cred că el mai bine știe, însă că primii pungi știe ce-i în pungă. Eu nu știu ce-i în pungă. Da. Dar speculațiile referitor la finanțarea Partidului Socialiștilor au fost foarte multe. Și niciodată nu s-au adeverit și nu se vor adeveri. De ce... Haideți să vedem foarte clar cu ce scop se fac aceste speculații la această etapă. Și vedeți cine v-a spus. Instrumentul Plahotniuc din afara Parlamentului, care era clar și era pregătit în caz dacă alegerile parlamentare anticipate erau în trecut. Dacă noi nu facem coaliție cu Maia Sandu și Andrei Năstase, ce vrea Plahotniuc în trecut în iulie? Să meargă la alegeri anticipate parlamentare. Sau să facă coaliții cu socialiști. Nu, nu au avut niciun plan, nici o minută cu socialiști să facă. Dar aceste întrevederi despre ce discutați la ele? El, conform alegerilor din 24 februarie anul trecut, a obținut 40 de mandate, real. 30 PD, 7-8 șor, 1-2 care mereau acolo independenți, care erau prea cu dânsă. 39, 38, 40. Și el s-a gândit, mai facem încă o dată începate, pe Dodon îl dăm cu totul jos, al mai trecem pe Usatăi, poate pe Voronin în Parlament, strângem împreună toți, cu șor, cu toți, 52-53, al punem pe Plahotniuc prim-ministru, asta era planul lor, pentru septembrie-octombrie. Și noi planul ăsta l-am zădărnicit, l-am dat peste cap. Deci, ceea ce se încearcă acum, pe de o parte se încearcă revenirea la schemele care au fost anterior, pe de altă parte, noi înțelegem cu toți, că este și o răzbunare. O răzbunare din partea lui Plahotniuc pe Dodon, care l-a dat jos. El omul tot ce a făcut toată viața lui ultimii 7-8 ani și s-a considera împăratul Republicii Moldova, a pierdut tot. Și a pierdut tot în decurs de săptămână când mi-am asumat riscul familiei tot absolut și am mers cu drept. El încearcă să se răzbune pe noi, încearcă să se răzbune pe PD, pentru că PD-ul Filip cu echipa a hotărât să iasă de sub influența lui Plahotniuc.
Și când au văzut că nu poate să-l controleze, și au spus, hai că eu azi vă fac vouă de hack. Și a făcut un grup paralel, pro-Moldova. Și a început să-l rupă bucăți pe Filip și pe Pede. E evident lucrul ăsta. Au mai fost, uitați ultimii 4-5 ani, exact același lucru face Plăhătniuc. Știți cum trebuie să-l numească pe Candu? Partid Reformator Democrat. Și era fix. Am fost la noi liberal, democrat, reformator, comunist, reformator, liberal, reformator. Păi că partidul ăsta, sau mișcarea asta lui Candu, asta e partid, democrat, reformator. Revenim și la ceea ce se întâmplă cu PD-ul și la domnul Filip. Mai am o precizare totuși. Despre cine exact se vorbea? Cine era Costea și cine era Cornea? Eu v-am spus că acestea sunt trucate, rupte din context, care nu au avut nicio legătură cu încercarea de a mă provoca cu așa numitul culioc, care de fapt trebuie să fie barsetcă. Dar despre ce discutați atunci la acele întrevederi, dacă spuneți că Plahotniuc nu avea de gând să facă o coaliție, dar ar fi vrut alegeri anticipate? Scenariul nostru a fost foarte clar. Să facem tot posibil ca să ajungem la o coaliție de centru-dreapta. Ceea ce așa am făcut. Ce ați mai discutat la cele întrevederi și ar putea să apară în spațiu public și la cine mai așteptăm? Eu cred că întrebarea nu este față de mine. Eu am un principiu în viață. Eu niciodată nu mă ocup cu porcării de acestea cu care se ocupă, cum se numește, proxinețe, să cum se numesc. Așa se numesc. Poate voi mai bine știți limba română. Îi pot spune limba rusă, sutenioră. Eu nu mă ocup niciodată cu lucrurile astea. Puteți fi siguri, cei care vin la mine în birou sau discutăm undeva, eu niciodată nu scriu pe nimeni. Pentru că eu consider că lucrul ăsta nu este corect. Lucrul ăsta se ocupă cei care probabil s-au obișnuit toată viața să facă acest lucru. Da, dar imaginile au fost făcute publice nu de Plahotniuc și nu de Candu. Cine le-a filmat? Și de Reniță sub pat acolo și de cu camera și filmat? Dar cum au ajuns la domnul Reniță? Întrebați-l pe Reniță. Reniță e una din... Eu am spus, i-am dat o noțiune foarte clară. Conservă oligarhică. Plahotniuc are de ăștia speași în diferite structuri. În diferite structuri. El îmi spunea odată că nu contează cine să fie procuror general sau cine să fie начальник, nu știu unde, că el îi știe pe tăți la nivel 2, 3, 4, 5 și totul nu o să înțeleagă. Apoi că conserve de este oligarhice, eu sigur că Plahotniuc avem mai multe partide. Și eu cred că în blocul acum, total, acolo erau vreo 4, 5, 6 și încă și așteaptă moment când o să fie developat. E că acum l-au developat pe dânsul. Toate că nu știam cine e. Nu știam de mult. Acum l-au developat pe dânsul. Că îi trebuie să scoată filmurezul ăsta de 10 secunde. Păi zi la următoare etapă o să mai developeze pe altcineva. De ce eu își spuneam că o să ajungem acus la scenarii? O să trebuiască de curățit toate parlamentul ăsta. O dată de curățit, asta se face prin alegeri anticipate. Eu sincer nu-mi doresc alegeri anticipate. Nu de ce ex-socialiștii au ceva de pierdut. Conform tuturor măsurărilor, nu acel care l-a făcut alaltă ieri în fața la Guguță, între ochiupei Guguță cu semnatul scris. Straniu că nu i-a dat 100% lui Maia Sandu și minus 3% lui Dodon. E straniu. Dar asta e altă întrebare. Ei, sondaje sunt multe și arată toți diferite. Eu fiecare săptămână măsură. În fiecare săptămână. Noi ne ocupăm foarte serios lucrul ăsta. O săptămână, 10 zile, noi măsurăm, inclusiv mesajele care le dăm, inclusiv care este percepția cetățenilor, nu știm care este realitatea. Deci, alegerile anticipate pentru Partidul Socialiștilor nu este o problemă. Dar eu consider că pentru țara, cum să aruncăm statul, Republica Moldova, în criză politică, aceasta ar fi o greșeală. Dar, pentru a curăți Parlamentul de toată șușăra aceasta, scuzați de expresie, eu nu exclud la anumită etapă, o să trebuiască să ne așezăm împreună cu Maia Sandu, cu Andrei Năstase, cu doamna Greceanu, cu domnul Filip și să luăm o hotărâre. Ce facem noi cu asta? Permitem ca și în Parlamentul acesta, cum a fost în Parlamentul trecut, să avem 35-40 de deputați transfugi? Așa a fost în Parlamentul până în 2019. Acum noi avem 14 sau 15, deja transfugi. Nici un an nu a trecut. Un an și ceva și avem 14-15 care au fugit. Păi în cazul ăsta tras linie, cum am spus, trebuie aprobat o lege prin care se pune sancțiuni la părăsirea partidelor. Eu înțeleg că conform Constituției nu poți să interzici deputatul, pe el, nu știu ce.
așa pune niște reguli, ca lucrul ăsta să fie mai dificil. Și lucrul ăsta se poate făcut la nivel de regulament, la nivel de lege și trebuie să-l faci. Și atunci mergi la început, îi măturăm pe toți, las treacă partidele veritabile. Nu tot felul de bandiți și conserve oligarhici. Dumneavoastră spuneți că sunteți împotriva alegerilor anticipate, dar totuși domnul Bolea deja s-a adresat la Curtea Constituțională și a întrebat dacă e posibil ca acestea eventual să fie desfășurate într-o zi cu prezidențiale. Vă pregătiți totuși de anticipate? Voronin cândva, când eram împreună, îmi spunea: Igor, polițian responsabil, un partid puternic, e gata de alegeri din prima zi după ce s-au finalizat alegerile precedente. De ce ne pregătim sau nu? Evident că noi suntem gata de alegeri. Adresarea la Curtea Constituțională a colegilor mei din Partidul Socialiștilor are un scop foarte clar. Noi vrem să înțelegem, să punem punct în întrebarea aceasta. Se poate sau nu în aceeași zi? Și acolo s-au venit cu argumente foarte clare. În foarte multe țări, inclusiv europene, alegerile prezidențiale și parlamentare au loc în aceeași zi. Deci acesta este scopul adresării. Să punem punct pe această întrebare. Dacă Curtea Constituțională spune că se permite și noi politic decidem, în formulă largă, am spus și partide, partide veritabile, că trebuie să mergem așa pentru a curăți Parlamentul, legislatura actuală, atunci noi vom găsi soluția tehnică cum să asigurăm că alegerile prezidențiale și anticipate să aibă loc într-o zi. Dacă nu, vor avea loc prezidențiale, după ce vedem ce se întâmplă după prezidențiale și mergem. Vor pleca deputați din Partidul Socialiștilor, din fracțiune? Așa cum au plecat din PD? În anul 2014, când socialiștii au obținut cea mai mare fracțiune în Parlamentul Republicii Moldova, tot spune eu că noi nici nu o să trecem în Parlament. Am obținut 25 de mandate. La prima ședință a Parlamentului, când eu am ieșit la tribună și am mulțumit și am spus că socialiștii cea mai mare fracțiune, din sală, Filip, Filat. Și încă nu știu cine o strigă, să vedem, vă câte să mai rămâneți. Treacă o săptămână și azi să rămâneți voi pe cea mai mare fracțiune, și cea mai mică fracțiune. Păi ce spun lucrul ăsta? Din 2014 tot se vorbește din partea oponenților, chiar că mâine pui mâine pleacă 5, 10, 20, 30 și așa mai departe. Noi în toată această perioadă, noi am avut doar un singur caz, când a plecat un deputat din partid, doamna Lidia Lupu de la Hâncești, care și acum regretă și ultimele jumătate de an, un an, încerca să iasă la mine contact, să ceară scuze, să găsim o soluție, să discutăm. Și noi, eu nu accept acest lucru. De ce? Eu consider că fracțiunea și echipa Partidului Socialiștilor este echipă consolidată. Eu chiar azi e miercuri. Da. Ieri, marți, am avut o ședință cu fracțiunea. Ne-am discutat detaliat. Spus la toate întrebările. Eu am obișnuința odată în săptămână să mă întâlnesc cu colegii. Păi dumneavoastră nu mai bine. Sunteți lider de partid. Ei mă consideră lider. Da, dumneavoastră. Vă doriți să vi se întoarcă, la fel deputații socialiști au depus un proiect de lege prin care să întoarcă acest drept șefului statului să fie membru de partid? Deci eu am depus sufletul în crearea acestei echipe. Așa, vă spun cum este. Eu am creat această echipă practic de la zero. Fiecare organizație teritorială, raională, eu personal am mers. Dacă eu azi, de exemplu, am fost la Glodeni, da? Și mi-aduc aminte cum l-am găsit pe primul lider acolo, pe Minizianu, Alexandru și așa mai departe. Deci e clar că ei sunt apropiați. Noi împreună am luptat, noi eram în afara Parlamentului, noi am organizat 500 și ceva de proteste până în anul 2017-2018. Deci e evident că eu țin foarte mult la această echipă. Răspunsul, îmi doresc sau nu? Eu consider că acea normele legislativă care a fost impusă că președintele nu are dreptul să fie membru de partid, președintele țării, nu este o normă corectă. Niciodată în Republica Moldova nu a fost așa în tradiție. Inclusiv pentru președinții aleși prin vot direct, care a fost domnul Lucinski, mi se pare că și el era membru de partid, domnul Snegur tot era membru de partid și putea să fie președinte și membru de partid. Voronin a fost membru de partid, președinte a țării. Președinte interimal Lupu, ăsta, Gimpu, cine mai fost acolo. Deci eu înțeleg că această normă a fost impusă intenționat împotriva mea. Dar cum rămâne cu lozinca voi fi un președinte al tuturor? Deci asta nu înseamnă că nu poți fi președinte a tuturor fiind membru de partid.
Cum? Dacă sunteți pe stânga sau pe centru stânga, ce fac cei de dreapta uniuniștii? În primul rând trebuie să înțelegem ce înseamnă președintele tuturor. Eu nu cred că președintele țării, în oricare țară, poate fi președintele la 100% să-i reprezinte. Trebuie să fie reprezentantul majorității, așa și este. Pentru că la legile din 2016, cât acolo 51-52% votat pentru mine, 48% votat pentru oponentul meu. Eu am încercat și mesajele care le-am dat în ultimul timp. Politică externă echilibrată, păstrăm acordul cu UE, ca să impact pe marea majoritate. Eu cred că asta e scopul unui președinte de țară. Dar nu trebuie să impunem careva restricții, pentru că, în opinia mea, ele sunt artificiale. Ele sunt artificiale, hai real. Toți știu că Dodon e cu socialiști. Nu toți știu. Și care e sensul chestia asta? În genere, cred că legea, proiectul ăsta de lege care a fost propusă de colegii socialiști din Parlament, eu cred că trebuie să o voteze tot. Și Maia Sandu și Andrei Năstase. Ei doar vor să fie președinte. Că, de exemplu, ajung președinte. Ce trebuie să lese partidele pe care ei le-au creat tot, ca și mine, de la zero. Lucrul ăsta nu e corect. Domnul președinte, să revenim la ceea ce se întâmplă în coaliție. Dacă mai pleacă cineva din Partidul Democrat, din PSRM am înțeles că aveți siguranța, nu pleacă. Dacă mai pleacă cineva din Partidul Democrat, pierdeți majoritatea parlamentară. Ce urmează? Trei scenarii. Da. Și logic. Trei scenarii ale domnului președinte. Scenariul numărul 1. Coaliția se păstrează. Majoritatea parlamentară. Pentru asta trebuie 51 de deputați. Acum sunt 52 plus 1. Adică dacă pleacă 2, bine. 1 dacă pleacă, atunci 51 și mizăm plus cel independent, domnul Lenin, care ne susține. Marea majoritate a proiectelor. Asta e primul scenariu. Al doilea scenariu. Pleacă și nu este majoritate parlamentară. Guvernul cade, dar rămâne interimar până ce se poate făcut alegeri anticipate. Guvernul cade dacă îl demit? Sau domnul Chicu a spus că nu e sigur dacă mai vrea să fie prim-ministru? Ieri chiar noi a declarat. Noi în echipă discutăm toate scenariile. Fără o majoritate. Noi în echipă discutăm toate scenariile, inclusiv și acest scenariu. Care este sensul pentru un prim-ministru să rămână în fruntea guvernului când nu are susținere majorității parlamentare. Deci, scenariul numărul 2. Cade guvernul, sigur, sau e demis, dar nu poate fi numit altul. Se epuizează încercările de a numi un alt guvern, pentru că este procedură. Președintele e obligat să facă consultări cu fracțiunile și să înainteze un candidat. Și nu se găsește compromisul. Și atunci acest guvern interimar va fi până la numirea unui nou guvern în urma alegerilor parlamentare începate, care pot avea teoretic loc odată cu prezidențiale, dar Curtea Constituțională va spune că e ok, sau după prezidențiale, în primăvara anului viitor. Un an de zile pe guvern interimar? Păi și asumi cei care se ocupă cumpărarea deputaților. Scenariul numărul 3, se găsește, se formează o altă coaliție, o altă majoritate parlamentară care numește un alt guvern. Noi suntem gata pentru fiecare dintre ele. În opinia mea, scenariul numărul 2 este un scenariu foarte prost pentru Republica Moldova. Va fi o catastrofă. Pentru că un guvern interimar, fără drepturi depline, pentru o perioadă de, corect ați spus, practic un an de zile, în caz dacă Curtea Constituțională spune că nu se poate alegeri prezidențiale împreună cu parlamentare începate, atunci acest guvern interimar va fi interimar pentru un an de zile. Și asta este o catastrofă pentru Republica Moldova. De ce? Pentru că avem pandemie, avem criză economică, avem seceta care este în țară, avem mulțime de probleme și avem un guvern care nu e funcțional totalmente. Scenariul numărul 3, adică se creează o altă majoritate, numește alt guvern, în funcție de ce majoritate va fi, dacă e solidă, și ce fel de guvern va fi. Dar tot este o problemă, pentru că orice guvern nou care îl numește acum va avea nevoie de câteva luni să intre în lucru, în activitate, să înțeleagă miniștrii unde au ajuns. Și aici iar avem o problemă foarte mare, pentru că situația este una deloc nu simplă. De ce, în opinia mea, pentru etapa aceasta, cel puțin următoare, de criză, să depășim toate provocările pe care le avem, până la alegeri prezidențiale, ar fi ideal să fie scenariul numărul 1. Să existe majoritatea parlamentară care este acum, să facă față acestei situații. Eu nu cred că pentru
cei de dreapta, în afară declarații pe care le fac, așa și nu trebuie să facă, ei sunt opoziție. Eu am fost 9 ani opoziție. Eu știu ce e asta. 10 ani opoziție. Eu nu cred că pentru cei de dreapta este convenabil acum să dea jos acest guvern, să-și asume responsabilitatea pentru criza politică, și cu atât mai mult eu nu cred că lor le este convenabil să numească un guvern, alt guvern, și să asume responsabilitatea de guvernare. Pentru că situația va fi dificilă. În perioada ce urmează, situația va fi foarte dificilă. Ei, trebuie să facă față. Asta o să hotărască ei, doresc să-și asume deciziile sau nu. Aparține. Dar vreau să vă întreb cât de mare încredere aveți în PD. În domnul Filip, știm că a fost de 2 ori în Statele Unite, a avut discuții cu fostul lider Plahotniuc. A ascuns despre asta pentru că spune dumnealui așa a fost înțelegerile și omeniește și așa. Dar după ce s-a întors din Statele Unite, domnul Filip totuși a devenit liderul Partidului Democrat. Fără... Eu nimeni nu am încredere. În soție nu am încredere. În copii. În mama mea. Mai mult. În mine. Câteodată. Dar politic dar, vorbind, totuși sunteți într-o coaliție. Dar, nu credeți că totul ăsta este un joc? Încredere nu poți să ai nimeni. Așa e politica moldovenească. Cineva din mare... înțelepți și oameni cu experiență spunea că în politică nu sunt prieteni. În politică sunt parteneri temporari pentru a atinge anumite scopuri. Deci eu consider că acest parteneriat și oricare parteneriat are șansă la viață atât timp cât au scopuri comune. Păi eu consider că parteneriatul PSRM-PD are scop comun la această etapă. Care ar fi? Scopul comun să depășească această criză. Această criză care este, pandemia, așa mai departe. Au coincis mai multe lucruri ceea ce ține de viziunile ideologice și programele acestor două partide. Când au fost PSRM cu dreapta, acolo a fost mai complicat, pentru că erau oameni total diferit ca viziuni. Dar și ei împreună s-au sănut 5 luni. Deci, în ceea ce ține de PD, eu consider că este o majoritate parlamentară, o coaliție firească pentru Republica Moldova, centru-stânga. Cât va dura și ar putea sau nu însăși actuală conducere PD să ia decizia să meargă în altă parte, decizia le aparține. Dar părerea mea personală, că ei dacă merg la coaliție cu dreapta și cu Candu și cu Șor, atunci din PD nu rămâne nimic. Atunci PD-ul va fi înghițit și devorat. Și distrus. Pentru că asta e scopul proiectelor Partidului Democrat reformat, cum a spus al lui Candu. Păi PD-ul revine în formula inițială, ceea ce spunea și doamna Maia Sandu, că și-ar dori o coaliție cu PD în formula inițială. Nu a vorbit despre Șor, dar pe Candu este clar că este acceptat în formula inițială a PD-ului, înainte să plece acest grup. Nu credeți că ați spus că în politic sunt parteneri temporari pentru a-ți atinge scopuri? Nu credeți că sunteți dumneavoastră un partener pentru PD ca să-și atingă ei niște scopuri și care? Să revină la guvernare, să readuc pe domnul Plahotniuc, eu nu pot să știu, vă întreb pe dumneavoastră, pentru că în culise asta se vorbește, că PD-ul sau Vlad Plahotniuc prin PD, inclusiv și PD-ul actual și fostul și toate grupurile care mai sunt, v-ar ține într-un joc și jucați în acest joc fără ca să înțelegeți ceea ce s-a întâmplat și cu Vlad Filat. Comunicați cu Vlad Filat, apropo? Nu, cu Vlad Filat nu comunic. Dumnealui tot povestea că înainte de arest a venit la el avocatul mult renumit care până la urmă nu l-a salvat și un viitor procuror și spunea că tot o să fie bine și noi știm cum s-a țesat tot acest dosar și noi o să-l despletim și o să fie ok și l-au ținut așa în abureală până l-au luat și l-au închis. Și iată aceste voci care analizează toate aceste scenarii spun că de fapt acum asistăm la un scenariu similar și dumneavoastră jucați rolul fără ca să-l conștientizați. Adică ceea ce spuneți dumneavoastră presupune că Maia Sandu e gata să joace în scenariul Plahotniuc. Pentru că scenariul regizat de tipul ăsta, scenariul regizat de mafie, unde rolul este și scopul
scopul este să distrugă pe Sereme, să distrugă pe Dodon și atunci acest joc trebuie să fie acceptat de partidele de dreapta Maia Sandu și Andrei Năstase. Vreau să vă spun că acesta ar fi un cadou enorm politic pentru PSRM și pentru candidatul PSRM la prezidențiale, dacă cei de dreapta fac coaliție cu Candu, cu Filip, ușor sau nu fără ușor, să vedea, dar va fi necesar și ușor. Mai mare cadou politic nu poate fi. Și eu cred că înțeleg foarte bine acest lucru. Dacă ei sunt gata să facă acest pas, înseamnă că eu avem păreri mai bune despre ei. Credem că ei deja s-au mai maturizat politic. Dacă totuși vor face, atunci să-și asume. Asta se referă la Maia Sandu. Ce este să-mi domnul Filip? Coaliția cu Candu, după ce i-a cumpărat deputații, după ce îi distruge sistemic partidul cu atragerea oamenilor din teritoriu, cu distrugerea organizațiilor teritoriale, cu cumpărarea primarilor, consilierilor sătești, raionali, și domnul Filip e gata să facă cu Candu coaliție, păi atunci pune cruce pe PD. Pentru că PD-ul va dispărea foarte repede. PD-ul are șansă să supraviețuiască doar dacă se fie alături de PSRM în coaliție. Altă șansă nu are. Dar în alegeri pentru va fi demora... mergeți într-un bloc sau cum? La care? La prezidențiale? Indiferent. Eu cred că e prematur noi să vorbim de alegeri. Ei au spus că sunt gata să participe în alegeri. Ceea ce am văzut eu public, cu candidatul lor, nu, decât să participe, să-și evalueze. Fiecare partid trebuie să-și evalueze riscurile. Una e să mergi cu un candidat care o să iei măcar 10-15%, alta e un candidat care o să iei 2-3%. Asta fiecare partid își face evaluarea riscurilor. Dar asta mai avem până atunci. Noi de alegeri acum nu vorbim. Noi vorbim de etapa următoarelor săptămâni. Astfel, în următoarele săptămâni, dacă partidul de dreapta, Maia Sandu, Andrei Năstase, își asumă riscul, conștient, să meargă cu diavolul împotriva lui Dodon, atunci să și-l asume și o să rămână cu diavolul în dans până ce o să ducă ambii jos. Dacă domnul Pavel Filip își asumă să ducă cu Candu, atunci pe Deo, eu cred că putem să punem capacul. Eu nu cred că toți din PD sunt de acord cu această abordare, dar asta din nou, asta ține de problema lor. Asta ține de problema lor. Dacă partidul respectiv a luat decizii, ei își asumă riscul, asta e decizie politică asumată, a mers înainte. Noi ne-am asumat decizii socialiști, riscante. Anul trecut am făcut coaliții cu dreapt. Le-am dat tot guvernul. Păi și ei și-au asumat. Nu, dar noi le-am dat tot guvernul. Știți cât am fost criticați de colegii de partid? Inclusiv de noștri din teritoriu. Domn președinte, dacă noi avem 35 și iau numai 26, dar ce le dăm noi toți ministerile și prim-ministru? Cum așa? Dăm la unioniști, nu știu ce. Să începe la noi așa discuție. Mi-am spus că o să vedeți, așteptați. Eu mi-am asumat, noi ne-am asumat risc și am făcut coaliție cu PD-ul. În martie anul trecut. Le-am oferit 5 locuri în guvern din 12. Martie curent. Cineva, martie curent, a spus anul trecut, martie anul curent. Le-am oferit 5 locuri în guvern din 12. Eu eram criticat că suntem prea generoși. La proporții trebuie nu știu cât și mai departe. Noi ne-am asumat acest risc, această responsabilitate și am mers înainte. Suntem gata să mergem mai departe în această coaliție. Există șanse să revină Vlad Plahotniuc în țară? Eu cred că își dorește, cel mai probabil. Dar atât timp cât este acest procuror general, eu cred că nu are nicio șansă. Pentru că, da, în genere, e periculos, mi se pare că el consideră că pentru el e periculos să revină în țară. Dar prin extradare, de exemplu? Prin extradare, eu cred că șansa mai mare. Cât de mari sunt? Eu nu am vorbit cu procurorul general acest subiect. Eu am văzut doar declarațiile publice, unde a spus că sunt câteva capete de acuzații. Și eu cred pe Stoianoglu. Că Stoianoglu nu scrie așa cum scriu restul procurorilor, făceau doar show-uri. Eu cred că Stoianoglu, dacă spune, el are lucru concret sub aceste învinuiri. Urmează să le înainteze deja mai departe în judecată, este o anumită procedură, trebuie să le traducă, să le transmită Statelor Unite ale Americii și americanii se iau decizie. Ori îi acordă mai departe suport politic și acoperire politică
Și atunci noi trebuie să înțelegem cu toții pentru ce. Pentru ce? Atunci doar cu scopuri politice. Pentru a-l utiliza în anumite scopuri politice sau geopolitice. Care sunt aceste scopuri politice? Inclusiv campania electorală prezidențială. De ce? Pe cine susține? E clar că susțin pe un candidat de dreapta împotriva unui candidat de stânga. Asta va fi explicația. Ieri l-am văzut pe analistul occidental Vladimir Socor, care spunea că este o confuzie la Chișinău să crezi că Statele Unite ar oferi un oarecare sprijin lui Vlad Plahotniuc. Dar pe unde e Plahotniuc? În Statele Unite, dar Moldova, tot Statele Unite spun că Moldova încă nu a făcut toate procedurile și solicitările de extradare. Foarte stranie această abordare. Adică iese secretarul de stat și unul din cei mai importanți oameni în Statele Unite și spune că Plahotniuc e indezirabil. Indezirabil, că e, uite, a participat în furt și a mai departe și el țin acolo. Bun, dar există și la ei niște proceduri. Asta este declarația politică și la noi asta se întâmplă. Dumneavoastră și spuneți o decizie, după asta guvernul trebuie să adopte niște hotărâri ca să implementeze această decizie. Exact și la ei există aceste proceduri. Adică o să vedem. Procurorul general urmează să înainteze capitele de acuzații foarte clar. 1, 2, 3, 4 sau câte au ei acolo. Cu toate argumentele și cu toate probele. Să le transmită partenerilor noștri din Statele Unite și o să vedem cum o să procedeze. Dumneavoastră vă vedeți destul de des cu domnul ambasador Hogan. Nu da? Discutați și despre asta? Și acest asta? Lucru al discutăm. Și ce vă spune domnul ambasador? Până acum domnul ambasador spunea foarte clar că ceea ce a fost deschis dosar de către Viorel Morar, da? Anul trecut, acolo nu sunt probe juridice. Și acolo a fost doar bulă de săpun. Nu bine, nu motamo, așa, eu am înțeles. Și că în baza acelui dosar nu este nicio șansă pentru a-l extrada pe Plahotniuc. După ce a ieșit cu declarația domnul Stoianoglu, eu n-am avut întrevederi cu domnul Hogan. O să-l întreb. Dar acum ce? Tot domnul Socor spunea că avocații lui Plahotniuc ar putea invoca lipsa unei justiții corecte în Republica Moldova și anume în baza la asta să nu poată fi extradat. Eu nu sunt jurist de meserie pentru a ști toate detaliile. Dar eu pot să vă spun la sigur că lucrul ăsta o să pară foarte, foarte straniu. Când procurorul aduce probe foarte clar și un anumit stat, nu contează de care, îi acordă susținere și acoperire politică pentru ca să nu fie extradat și predat justiției. Dar timpul vom va arăta, vom vedea. Mergem mai departe. Mai aveți întrebări? Foarte multe, domn președinte. Atunci răspund foarte scurt ca să reușim. Da, vă rog foarte mult, mai scurt, întrebare. Dacă dispare actuala coaliție majoritară și se creează neformal o nouă coaliție de dreapta, de toți care mai sunt în Parlament, se vine cu o propunere de guvern minoritar, da? Cum a fost votat și guvernul Chico, a fost minoritar, nu era formalizată o coaliție totuși, inițial. Ați accepta un nou prim-ministru, l-ați înainta? Depinde cine va fi. Păi, spre exemplu, se vehiculează numele domnului Andrei Năstase. Eu consider că un candidat bun, în caz de cade guvernul, la funcția de prim-ministru, este domnul Chicu. Și atât timp cât nu este formalizată altă coaliție și cât nu am 51 de semnături pentru alt candidat, în calitate de președinte, eu pot să-l propun din nou pe domnul Chicu. Și exact așa și voi proceda, cel mai probabil vom vedea dacă vă da acceptul, dacă vă cădea guvernul. El acum e premier cu toate actele în regulă și de doamne sfincă, 3 ani înainte până la finalizarea mandatului actualului parlament. Și dacă domnul Chicu refuză, că a spus că fără o majoritate clară nu... Ne uităm în echipa noastră, persoane în care are încredere președintele, vom vedea cine este gata, cine este pregătit să-și facă față acestei situații și vom merge așa, pentru că eu revin la sensul întrebării dumneavoastră. Interpretarea Curții Constituționale din 2016, care a făcut-o Plahotniuc pentru a fi înaintat la funcție de prim-ministru, vă aduc aminte, Timofte l-a refuzat, a fost în felul următor. Că dat fiind faptul că președintele țării e ales de Parlament, atent, în momentul când în Parlament apare 51 de deputați care semnează pentru un candidat la funcția de prim-ministru, atunci președintele ales de Parlament e obligat să înainteze această candidatură. Președintele ales de Parlament.
Nu președintele ales de întreg popor. Noi nu avem un președinte ales de Parlament. Adică, care e procedura? Adică sunt două condiții. Prima, președintele să fie ales de Parlament. Da. Moldavski sunt cel mai guman și admire și pot spune că și în cazul ăsta, dar condiția de bază. 51 se semnează. Adică Maia Sandu, Andrei Năstas, Șor, Candu, să-și asume creza coaliției, semneze pentru un candidat să-l nominteze președintele. Și atunci noi vom vedea. Ești gata să-și asume responsabilitatea de coaliție de această formală, oficială, în fața alegătorilor? Să facă și anumită coaliție cu diavolul pentru a face jocul lui Plahotniuc? Să-și asume. Noi să explicăm cetățenilor ce înseamnă acest lucru. E clar, riscurile pentru ei sunt mari și acum, ca și în iunie, tot au riscat, totuși au mers cu stânga. Și, dar dacă tot am discutat despre demisia... Atunci era altă situație. Atunci cu stânga au mers, care era reprezentată și de un președinte al țării. Pentru că în situația când guvernul este demis sau pleacă singur din funcție, atunci rolul președintelui în desemnarea, numire, semnarea decretelor și mai departe este un foarte mare. Anume de aceea, acum loviturile de bază, dacă ați urmărit și veți vedea în perioada ulterioară, va fi dată împotriva președintelui țării și împotriva procurorului general. De ce? Pentru că președintelui țării în această situație revine un rol foarte important. Încă o dată spun, desemnarea, semnarea decretelor și așa mai departe. Și președintele țării are o manevră foarte mare, să accepte sau să nu accepte. Și împotriva procurorului general. De ce? Pentru că anumit procurorul general este cel care poate să lanseze mai multe procese, inclusiv cele care s-au început împotriva lui Plahotniuc. De ce acum mafia, grupările este banditești, vor face tot posibil să lovească în președinte și în procurorul general, să-i discrediteze, să încerce să-i scoată din funcție, dacă încercări la Curtea Constituțională și altele. Ce se întâmplă dacă... Acuși eu ajung la Curtea Constituțională. Adică vor încerca în aceste două persoane sau să-i discrediteze și psihologic să-i aduc la cei care îi singuri cedeze. Acum psihologic încearcă mine cu toate prostiile astea și sunetele la mama mea acasă și tot felul de presiune spre familie, că eu cedez singur psihologic. Ei nu știu cu cine am de face, că eu am mai trecut cu bandiți de ăștia, am ținut eu piept anul trecut. Sau, adică prima, psihologic. A doilea, se scoate din funcție. Pe președintele țării e greu să-l scot, trebuie 67 de voturi. Și procedura e așa, e că asta se întinde pe luni de zile, până la alegeri. Și care e sensul să-l scot președintele din funcție, dacă peste 5 luni sunt alegeri prezidențiale? Oamenii n-ați înțeleg. Sau al treilea să-l lichideze fizic. Știindu-i pe bandiți și mafioți, eu cred că îi pot merge la orice, pentru că mizile sunt foarte mari. Pentru bandă și pentru... Eu numesc bandiți și mafioți. Deci trebuie să fim foarte precauți în perioada care se urmează. Acum la întrebarea dumneavoastră, cum ar putea să-l destitui procurorul general? Ce se întâmplă dacă mâine curtea declară acele modificări sau concursul în baza din punct de vedere juridic, din punct de vedere juridic, Curtea Constituțională, dacă va declara mâine neconstituțional acele modificări care noi le-am votat împreună cu doamna Maia Sandu în luna septembrie anul trecut, această decizie nu are efect retroactiv. Deci doamna Stoianoglu rămâne adică, din punct de vedere juridic, ceea ce îmi spun experții în domeniu, aceasta se va referi doar la procedura ulterioară. Adică, în caz dacă declară neconstituțional, alegerea următorului procuror nu ar presupune un concurs inițial în guvern și mai departe ce a făcut Maia Sandu. Doar atât. Dar Curtea Constituțională din Republica Moldova, cum a spus Sam Eguman, este în mire și poate iei orice decizie. Dar dacă Curtea Constituțională mâine va lua o decizie alta decât cea care e logică, atunci înseamnă că s-a implicat și acolo. Pentru că se dai afară un procuror care și-a asumat responsabilitatea și riscul să meargă deschis împotriva mafiei, asta înseamnă doar un lucru, că ești părtaș a mafiei. Deci vom vedea. Eu totuși cred că Curtea Constituțională mâine va lua o decizie logică, sper foarte mult, care presupune că, da, a fost anticonstituțional, dar nu are efect juridic înapoi. Pentru următoarele legere, procurorul general trebuie să fie norma constituțională stabilă. Am vorbit o precizare când vorbim despre eventuala demisie a guvernului Chicu. Se zvonește că vreți să-l demiteți sau își va da demisia ministrul de interne. Aberați. Nu, astea sunt prostii. Deci, din nou, balabolet. Sunt la noi niște foși bandiți
actuali tip apolceni și tot oleac bandiți. Și balabolit în fiecare zi lumea. Și știți, arunc 100 de teză, e ca așa cu deget în cer, știți? 1, 2, 3, 4, 5, și din 10 nimerește, sau într-o 100 nimerește 2 și spune, v-am spus, eu sunt Nostradamus. Astea sunt prostii. Echipa guvernamentală, miniștrii, cei care sunt acum, în opinia mea, dar noi consultăm cu domnul prim-ministru, nimeni nu va fi demis. Dacă se păstrează actuala coaliție, trebuie să lucreze mai departe. Cei care sunt și care fac față. Eu cred că ministrul interne, actualul ministru de interne, domnul Voicu, face față acelor cerințe care sunt înaintate față de el. El a fost la mine consilier pe probleme speciale 2 sau 3 ani, eu îl cunosc foarte bine. La fel și cu componența actuală a SIS-ului, pentru că am văzut și acolo diferite. Tot balabolit cineva. Că vor fi demiși, nu. Și domnul Isaulinco, și domnul Gumeniuc, în opinia mea, sunt oameni profesioniști, sunt la locul lor. Eu nu întâmplător le-am dat gradul general. Și lui Isaulinco, și lui Artur Gumeniuc, și lui Artur Gumeniuc, și domnul Voicu. Eu cred că îi merită, sunt profesioniști. Eu în toată perioada de activitate a președintelui doar o dată am semnat astfel de decret. Doar o dată. Uitați la restul președinței. O dată la toată paza lor și nu știu cui și așa mai departe. Eu am semnat pentru oameni care, în opinia mea, sunt profesioniști și care au activat toată viața în aceste domenii. Domnul președinte, dacă tot am vorbit de coaliție și de tot ce s-a mai întâmplat în politică până acum, de fiecare dată tot se spunea că asta este sub presiunea ambasadorilor, că în iunie s-a semnat o coaliție și spunea o parte COSAC pentru că ar fi fost botezată de ruși. Maia Sandu a participat într-o coaliție botezată de ruși? Așa se discuta, mă rog. Asta cine spune? Țicu sau cine? Culisele politice. Opunenții lor politici. Nu neapărat cei care sunt pe extremă dreaptă, dar chiar și unii analiști spun că de fiecare dată și chiar și acum observăm că doamna Maia Sandu, după ce s-a făcut aceste declarații că sunt gata de o coaliție și cu dracu, așa, de o săptămână s-a instalat o liniște și iarăși mulți discută că ar fi intervenit ambasadorii ca să nu meargă în astfel de coaliții riscante, că numele unora nu ar trebui să regăsească pe aceste liste. Pe adevăratele, așa au loc aceste negocieri cu participarea directă a ambasadorilor țărilor importante, vorbim de SUA, Rusia, România, Uniunea Europeană? Experiențele din trecut, din istoria modernă a Republicii Moldova, au demonstrat că atunci când se implică forțele externe în coagularea unor partide politice pentru coaliție, pentru guvernare, experiența arată că a avut un efect tragic pentru cei care s-au dat convinși de către ambasadorii sau partenerii externi. Eu vreau să amintesc că situația recentă, de 7 ani în urmă, în anul 2013, după Pădurea Domnească, scandalul cel care a fost, când în luna februarie este demis Lupu din funcția de președinte a Parlamentului și Plahotniuc din funcția de vicepreședinte, în luna martie este demis Filat din funcția de prim-ministru și totul mergea spre alegerile începate. Și Filat a hotărât, mergem la alegerile începate. Și Voronin spune că mergem la legea începate. Dar au venit partenerii externi, europeni atunci, care au început să-l convingă pe Filat. Fă cu Plahotniuc coaliție, că e vectorul european, că s-o prim comuniștii, că e râia roșie. Știți, ne-ați lucrați atunci în media, probabil. Țineți minte. Și Filat s-a dat copleșit. Cu ce s-a terminat lucrul ăsta? Lucrul ăsta s-a terminat foarte tragic. Și pentru Filat. Și mai târziu și pentru Voronin, care tot a jucat în acea joc. Dar în iunie anul trecut s-au implicat ambasadorii? Nu s-au implicat nimeni. Nu s-au implicat absolut nimeni. Aceasta a fost o decizie matură a două forțe politice mari, care au avut un scop. Să zbăvească țara de mafie, de oligarhi. Și au pornit-o bine. Până când unii n-au încercat să-și asume responsabilitatea și să provoace căderea guvernului. Am vorbit de 10 de ori la acest subiect. Pentru că astăzi m-a întrebat un post de televiziune de la Glodin, dacă nu greșesc, este doamna cu... Nu regretați că a căzut guvernul Maia Sandu? De ce să regret? Păi ei și-au dorit. Și m-a mai întrebat ce note puneți guvernului Chicu și guvernului Maia Sandu.
Și am spus guvernul Chico 9 cu plus, guvernul Mai Sandu 8 cu minus. Nu chiar 5 îi pun. Pentru că tot eu l-am numit și pe cealaltă pe istă, dar este clar că e cu mult mai bun. De ce? Ca să finalizez gândul. Această luptă geopolitică a partidilor, de exemplu, noi numesc proruși, Mai Sandu și pe Andrei Năstase pro-europei, și încearcă să ne bată cap în cap. Ați văzut că Andu, unele din gruparea asta, opăhătniu din Parlament, unele din mesaje că hai să oprim ciuma roșie, iar au apărut aceleași, parcă îi scriu aceleași, dar pare că să aceiași pățani acolo, scriu aceleași texte. Care-i scopul? Ca mesaje geopolitice, pentru că Plahotniuc a fost puternic în acea perioadă doar din consiliul considerent. El cu 17-20 de mandate îi juca, îi trăsne pe toți. De ce? Pentru că ăștia doi mari, de stânga și de dreapta, luptau între dânșii pe anti-unire, pe pro-ruși, pe anti-UE, pe așa mai departe. Și el ce să înțelege? Când cu unul, când cu altul. Păi și noi terminat pe amândoi. Păi că noi, dacă o să permitem acum aceste grupări, care e clar că e păpușarul Plahotniuc din urmă, să ne joace pe noi, pe noi de stânga, că e că așa sunt eu nici nu vă duci cu dânșii. Păi ești de dreapta, spui, dar pe el e cu drug cu Putin, nu vă duci cu dânșii. Păi dacă noi să permitem lucrul ăsta, atunci o să avem aceeași soartă care au și Voronin și Filat. Trebuie să fim mai înțeleți, mai deștepți, mai maturi politic. Să nu permitem la niște bandiți să ne joace geopolitic. Ei n-au nici mamă, nici tatăl politic. Lor le tot una. Ea poate fi unioniști, dar mâine poate fi ruși. Dar noi avem două partide puternice, două eșichere puternice. Haideți să găsim limba comună și să nu permitem la ăștia să ne joace. Bine, este coaliția centru-stânga, este la guvernare. O să schimbi situația, o să fie coaliție centru-dreapta. O să fie la guvernare, ăștia să fie în opoziție. Așa e corect. Dar să nu ne joace niște mafioți. Pentru că acum ceea ce se întâmplă, se întâmplă exact acest lucru. Și eu, ca să revin la întrebarea directă ambasadorii, eu mă uitam cât de tare se bucura unii, eu știu doar, și public, dar unii între dânși, ura, mă ieșit doi de la PD, amuș, chestii. Mai Sandu, Andrei Năstase, hai cu ești, dați-i jos pe ești. Păi nu, păi sunteți copii. Cine unii? Că ați mai lansat niște acuzații, dar nu ați mai precizat la cine v-ați referit. Ei se știu. Eu nu o să vin acum cu detalii, nu-i corect. Nu-i corect din partea președintelui să vin cu așa detalii. E că nu o să fiu președinte. O să scrieți memorie. Memorie nu o să scriu, dar atunci pot să spun mai multe lucruri. Acum sunt conducător al statului și nu este corect să vin cu anumite detalii despre unii ambasadori. Dar eu știu că unii ambasadori foarte se bucurau. Iacă, amuș îi dăm pe ăștia jos. Nu și. Înseamnă că joc cu el faceți. De ce, stimați foști parteneri de coaliție, cine știe, poate viitor la anumită etapă, nu vă grăbiți. Nu reușim. Eu nu mă grăbesc. Soția că se uită, după asta mă duc acasă. Nu vă grăbiți să jucați cu diavolul în astfel de jocuri. Pentru că cei care au jucat cu diavolul, crezându-se tare deștepți, au ajuns în cazanul cel din iad și sunt afară poliției moldovenești. Deci nu încercați să faceți acest joc, pentru că o să termine urât. Noi, socialiștii, acest joc nu o să-l facem. Aveți disonanțe în discuții cu prim-ministru Chicu? Eu pe domnul Chicu îl cunosc din 2005, când eram viceministru al economiei. Atunci era șef de departament, dar nu mult. Când am fost în Ministerul Economiei și pe urmă am mers consilier la doamna Greceană, care era prim-ministru în guvernul Tarlău. Noi tot timpul am avut o relație foarte bună. Și nu doar profesională. O relație foarte bună între familie chiar. Noi ne cunoaștem cu familie. Au fost la mai multe evenimente împreună. De ce? Noi nu avem careva probleme în comunicare. Da, domnul Chicu are opinia, poziția sa. Și eu respect oamenii care au poziția, opinia sa. Poate nu tot timpul e de acord cu ceea ce spun alți membri echipei. Eu sau doamna Greceană sau alții. Ne așezăm, le discutăm. Orice poziție. Noi avem discuții câteodată destul de lungi referitor la unele acțiuni care trebuie să le întreprindem. Să vin cu argumente și până la urmă ne convingem reciproc, luăm o decizie și mergem înainte. De ce vă întreb? Pentru că permanent domnul Chicu s-a poziționat declarativ că este tehnocrat, un prim-ministru tehnocrat. Păi și eu am spus acest lucru în noiembrie. Da, și dumneavoastră a spus că întreg guvernul este unul tehnocrat, dar ieri, pentru prima dată, domnul Chicu a admis ideea că ar putea să se lanseze în politică, spunând că
niciodată nu spune niciodată așa i-a sugerat echipa. Nu. Eu cred că dacă echipa, domnul Chicu, îi sugerează să intre în politică, poate sunt membrii echipei noastre care îi spun. Timpul va arăta. Dar nu trebuie exclus absolut nimic. Însă pentru a face politică e foarte important să creezi într-adevăr o echipă. Eu am avut diferite propuneri la diferite etape. Nu o să vin cu detalii. Dar eu am luat decizia să creez o echipă singur la zero. Adică eu am primit bătaie așa, cu politică singur. Eu am crescut singur politic. Pentru că țineți minte cum Voronic câteodată îmi vinuie că am venit tot de gata. Nu, eu am luat socialiștii de la nimic. Și eu am crescut de la zero. I-am adus ca cea mai importantă forță politică a Republica Moldova. Chiar și ăștia de la, aici cu câinii, cu Watchdogs. Chiar și ei spun că în sondajul lor de Senat, cum am spus la ochii pe Găguță, chiar și ei spun că Partidul Socialiștilor e cel mai puternic. De aceea, foarte important, când vrei să te lansezi în politică, asta e o muncă enormă. Asta e o muncă, credeți-mă. Mai grea ca la guvern? Mai grea ca la guvern. E mult mai grea ca la guvern. Una, să fii prim-ministru cu toate instrumentele, cu toate resursele. Și cu totul alta este să începi în 2011-2012 la o rating de minus 0,3 și să crești un partid personal, să-l mergi din sat în sat. Pentru că mulți cred că fiind într-o funcție înaltă, că asta așa de simplu. Că asta că când ești, nu știu unde, într-o, ești ministru sau chiar prim-ministru, ai făcut așa, așa e ca repede să faci. Nu. Asta e muncă enormă. Eu am trecut prin aceasta. Fie că eu am în luna noiembrie anul trecut, anul acesta, scuzați, noiembrie anul acesta, avem, eu în 2011 am luat Partidul Socialiștilor. L-am condus. 9 ani. Eu știu cum au fost trecut acești 9 ani. Eu pot să vă spun în fiecare an care au fost probleme, provocări, pentru că le-am trecut toate pe mine. De ce? Domnul Chicu este membru echipei noastre, chiar dacă nu este membru Partidului Socialiștilor. Noi îl considerăm, pentru că noi l-am delegat, l-a susținut Partidul Socialiștilor. Pentru că nu poți să devii prim-ministru așa, dacă nu ai susținere politică din urmă. De ce? Noi îl considerăm membru echipei noastre. Va dori să facă politică împreună cu echipa noastră, el este binevenit. Și noi, apropo, unele programe, vă spun, chiar vă deschid unele paranteze, unele programe ale Partidului Socialiștilor, blocul economic în 2011-2012, a participat la elaborare și domnul Chicu. Eu cred că el n-a super, neoficial, atunci era în afară. Și am rugat să se uite. De ce? Niciodată nu spun niciodată, foarte corect să-i spus. Niciodată nu spun niciodată. Dumnealui a spus la sugestia echipei. Am înțeles. Domn președinte, ați spus drum cu Putin. Când ați discutat ultima dată cu domnul Putin? Alaltă ieri. Nu este supărat după a fost teleconferința Uniunii Euroasiatice. Dar privat? Dar tet-a-tet, nu cum, nu pot să zbori încolo. Ultima dată tet-a-tet. Ori la sfârșitul lunii decembrie, ori în ianuarie. Cam în această perioadă. Ce v-a spus despre declararea neconstituțională a acordului? Noi nu am discutat despre acest lucru. Pe dânșii mai puțin interesează procedurile noastre interne. Ei, în bugetul Federației Rusă, bugetul de stat federal, este inclus 200 de milioane de euro credit Republicii Moldova. Este hotărârea Guvernului Federației Rusă de a semna acest acord. Noi am informat că în opinia Curții Constituționale, procedura a fost greșită și le-am propus să reluăm procedura de semnare acestui acord. Eu mi se pare că scrisoarea a fost săptămâna trecută, săptămâna aceasta. Și au acceptat? Sau încă nu? Eu cred că aici nu este nicio problemă. Încă o dată vă spun, la dânsă, în buget, banii ăștia sunt alocați. Am înțeles. Întrebarea este alta. Dacă vor accepta să fie excluse acele puncte care au trezit nemulțumiri la Chișinău? A fost o scrisoare din partea Ministrului Finanțelor Federației Rusie, care a acceptat toate argumentele noastre, care noi am avut o scrisoare care am prezentat la Curtea Constituțională, guvernul a prezentat. Deci aici nu e vorba de interpretări, că nu problema a fost în acele puncte. Problema a fost în altceva. Problema a fost că nu s-a dorit ca banii să vie din Rusia. Pe de o parte, pe de altă parte, problema a fost să blocheze actualul guvern în îndeplinirea unor programe sociale. Păi da, dar dacă veniți cu același acord, cu aceleași prevederi, ajungem în aceeași situație. În primul rând e vorba de procedură și procedura trebuie să fie reinițiată. Într-al doilea rând, evident că se poate schimba unele prevederi ale acordului. Asta ține deja de negocieri.
Deci eu cred că problema de bază este alta. În ce context se alocă acest credit, dacă el va fi alocat? Va fi guvern în Republica Moldova sau nu va fi? Va fi majoritate parlamentară în Republica Moldova sau nu va fi? Pentru că cel care ajută trebuie să știe cui dă acești bani. Pentru ce îi dă acești bani? Dacă noi mergem la alegeri parlamentare anticipate, care este sensul? Pentru că dacă nu este guvern, nu este majoritate parlamentară, dizolvă parlamentul, începem în criză politică, o bună parte din țări, uitați, nu o să acorde suport, zic, păi, stați, mai ales credit, cineva trebuie să-l întoarcă creditul ăsta. Păi banii se dau pentru țară până la urmă, nu anume pentru și o coaliție sau pentru guvern. Banii se dau sub anumite condiții, sub anumite condiții, și acest acord trebuie să fie aprobat de Parlament. Care este sensul să semneze un acord cu un guvern care nu are majoritate în Parlament? Pur și simplu de dragul PR-ului sau show-ului? Nu, care e sensul că, de exemplu, semneți, de sunteți, de exemplu, conducătorul unui guvern, eu sunt cel care trebuie să acord credit, care e sensul noi semnăm un acord cu dumneavoastră care nu aveți 51 de mandate în Parlament? Și riscul să mergi în Parlament și să nu fie votat. Pentru ce? Dar este și riscul să fie votat. Eu cred că noi acum încercăm să ghicim. Important ceva se va întâmpla în perioada ulterioară. Încă o dată spun, banii sunt prevăzuți în bugetul Federației Ruse. Și în pofida problemelor, inclusiv financiare pe care le-au ei, ca și oricare țară a lumii. Ei au fost gata și eu sunt fiar convins că sunt gata să ne acorde acest suport. Domnul președinte, o ultimă întrebare pentru blocul politic. Participați la prezidențiale sau nu? Nu știți la această întrebare. Răspunsul. În septembrie vom spune. Sunt două soluții. Ori participi, ori nu participi. Dacă participi, să vă spun în septembrie, pentru că atunci, dacă mâine o să fie numită data alegerilor prezidențiale 1 noiembrie, dar proiectul este în ordine de zi deja pentru mâine. Eu sper că va fi votat. Data din 1 noiembrie, alegeri prezidențiale. Dacă va fi votat, atunci până la 6, 7, 8, nu, 25-26 septembrie, trebuie deja de început procedura de colectat semnăturile și depus actele. Adică la mijlocul lunii septembrie o să aflați. Dacă voi decide, vom participa, dacă nu, atunci public voi spune ce ne susțin. Dar în ce condiții nu ați participa? Trebuie să ne mai gândim. Trebuie să vedem care va fi situația în țară. Trebuie să vedem, vă doresc cetățenii sau nu. Trebuie să vedem care sunt aprecierile cetățenilor pentru activitatea președintelui Republicii Moldova. Și nu ceea ce scriu pe Facebook sau fac show-uri cu culioace și cu nu știu ce. Trebuie devenit cu un raport și să vin cu un raport în fața oamenilor. Să vedem când, luna iulie sau luna august. Detaliat. Uite ce s-a făcut și ce nu s-a făcut. Concret, pe puncte. După aceasta trebuie de mers întrebat pe oameni. Ce considerați? Are dreptul președintele Dodon să mai meargă la un mandat sau nu are dreptul? Să vedem care sunt șansele. După ce vom lua decizie. Astăzi, Metropolia, mai bine zis ieri, a lansat un comunicat prin care spune să nu ne vaccinăm de COVID-19 pentru că asta ar însemna un fel de cipizare și este periculos și anticreștinesc și chiar l-au avertizat pe domnul prim-ministru Chicu să anuleze unele măsuri adoptate pentru lupta cu pandemia. Altfel îl vor exclude din canoane și din citirea la sănătate, probabil la biserică. Eu am tot respect față de Biserica Ortodoxă din Republica Moldova, dar amintesc că biserica este separată de politică, de stat. Eu mi-aș fi dorit ca biserica noastră să excludă din canoane pe cei care au votat și au promovat legea cu privire la egalitatea în șansă, care a fost o problemă mare. Dar la această etapă, în opinia mea, să atace un guvern care face tot posibil o smeță de stabilitate în țară. Eu înțeleg absolut tot. Dar guvernul Chicu face față unei pandemii fără precedent. Acest guvern nu a închis bisericile. Eu vreau să vă aduc aminte sau să vă informez ce se întâmplă în alte țări, unde bisericile au fost puse lăcate, iar preoții care au făcut slurp au fost arestați în unele țări. Eu am fost categoric și sunt categoric împotriva acestui lucru. Pentru că în Republica Moldova, chiar și când era tipul sovietic, bisericile nu au fost închise. Și nu au fost închise nici acum. Daunele, restricții, țin cont de risc. Riscul pandemiei au fost. De ce la acest capitol, în opinia mea, eu cred că, cu tot respectul față de biserică,
Eu cred că Chicu este poate unul din ultimii politicieni care trebuie să fie inclus sau scos din canoane. Sunt mulți alții. Inclusiv cei care au votat în 2012, dacă nu greșesc, 2012, acea lege. Dar acum, ne vaccinăm de COVID? Acum încerc să ne de primă, poate, întrebări de vaccinare. În primul rând, vaccină nu este. Eu ca un tată responsabil, dacă mă întrebați pe opinia mea, atunci când apare astfel de riscuri și pandemii, evident că eu consider copiii, familia, opinia mea, trebuie să vaccinez. Pentru că aceasta reduce riscul infectării. Și dacă va fi o astfel de vaccin, la anumită etapă, eu consider că trebuie de vaccinat. În opinia mea. Dar în același timp nu putem să impunem. Din nou, în opinia mea. Lasă oamenii să decidă și asume riscul. Eu înțeleg că riscul este și pentru cei din jur. Eu știu argumentele. Dar haideți să nu începem dezbaterile la această etapă. V-am spus opinia mea cum trebuie de procedat. Și am răspuns și la întrebarea cu bisericile. Spuneți-mi, vă rog, dacă tot am ajuns la COVID, cât de reale sunt cifrele prezentate despre infectați, despre... vedem acum cresc în fiecare zi tot foarte multe cazuri cu noi infectați. Am ieșit din stare de urgență. Despre asta am vorbit și cu domnul Chicu. Dar ce vroiam să vă spun, un exemplu. De exemplu, o familie, bunica lucrează soră medicală. Ea era infectată cu COVID asimptomatic. A fost testată doar după ce ceilalți membri ai familiei au prezentat simptome. 9 zile ei au stat acasă, consultați la telefon, pe paracetamol, aveau simptome ușoare, au pierdut un pic, așa. Au fost testați abia la 9 zile, dar 9 zile ei n-au intrat în această statistică. Câte cazuri similare sunt în țară? Adică, dacă presupunem că a fost testată doar bunica, s-a calculat un caz, dar acasă mai erau încă cel puțin 4. Și peste 9 zile au fost testați încă toți 4 și au intrat în lista celor infectați. Dar sunt și cazuri când poate nu sunt testați. Dar 4 nu sunt numărați. Adică și opoziția și unii medici vorbesc în șoaptă pentru că le-ar fi frică să spună că de fapt dacă ați ști, așa se zice, dacă ați ști situația reală. Nu e corect și astea toate sunt speculații. În primul rând nimeni nu are niciun interes să ascundă cifrele și în Republica Moldova lucrul ăsta este absolut imposibil. Într-al doilea rând, uitați, eu astăzi am fost în două spitale, în Drochia și în Clodin. Doamne ferește să luat eu virusul ăsta acolo. Acum, chiar dacă dau testul, eu nu am nimic. E că dumneavoastră stai cu mine alături. Distanța socială este. Deci, faptul că bunica a fost infectată și peste 9 zile au stat... Pentru că este o perioadă de incubare. Nu, e 9 zile deja cu... Eu nu sunt specialist. Pentru că, până la urmă, toți care au simptome sunt testați. Mai mult ca atât. Noi doar am mers pe focare, cei care chiar nu au simptome, am testat masiv. Noi mă facem câte 1100-1200 de teste pe zi. Și avem faptul, 200 și ceva de cazuri zilnic. Faptul că avem această creștere, după noi testăm pe toți simptomatici. Anterior nu erau cu simptome. Anterior erau 400-500. De ce avem mai mulți cu simptome? Pentru că ăsta este efectul relaxării sau scoaterilor unor restricții. Foarte mulți ne critică, dar ce n-am scos la toți odată? Unii spun ce n-am scos la toți odată restricții, dar alții spun, dar ce n-am scos în genere. Sunt două părți. Acum uitați-vă. Dacă noi scotem la toți restricțiile pe data de 27 aprilie, atunci la noi explozia era acum la 400-500 cel puțin pe zi. Și noi am calculat. Că cu 400-500 de infecții pe zi, noi în decurs de săptămână 10 împlin toate spitalele. Deci, asumându-ne riscul, discutând cu medici, s-au făcut anumite etape. Faptul că s-au făcut unele scoaterea unor restricții, evident că a dus la creșterea numărului celor testați pozitiv. Dar nu poți să-i toată țara închisă în casă un an de zile. Uitați, Italia a scos acum restricții, spun de la 1 iunie, Italia scoate toate restricții. Da, dar la ei e în jos la noi. Eu consider că în etape, adică a fost acea etapă, acum o să fie următoarea etapă, sperăm că la 1 iunie o să scoatem restricțiile pentru piețele din municipiul Chișinău și municipiul Bălți. O să scoatem restricțiile pentru Horeca. Pentru că este vorba și de activitate economică. Este vorba și de oameni. Oamenii trebuie să muncească. Apropo de piețe, chiar vreau să vă întreb. Trebuie să câștige o bucată de pâine.
Ele sunt mai periculoase decât supermarketurile care sunt spații închise. Nu se pot regla, de exemplu, intrarea oamenilor ca să nu se producă aglomerații. Să stea polițiști sau, mă rog, oamenii voluntari să regleze intrările, ieșirile în piețe și să le deschideți, de exemplu. Olesia, dacă medicii, eu nu sunt specialist încă o dată în acest domeniu, toate că încep să fiu și unii chiar fac memuri, și așa mai departe. Eu mă bucur că le dau la toți motive. Asta tot este un PR, apropo. Le mulțumesc pentru acest lucru. În magazine, marea majoritate a magazinilor doar se respectă acum numărul de oameni care intră. Exact. Este anumite reguli. Dar piețele, noi am deschis întâi piețele raionale, practic, peste tot, în afară de Focare. Și am văzut ce se făcea duminica trecută în una dintre ele. Eu știu. Deci, acum se face regulamentul. Cum o să fie procedura pentru piețele mari, pentru că începe Chișinău și începe Bălți piețe mari. Eu înțeleg foarte bine pe comercianți. Foarte bine eu înțeleg. Dar împreună, am trecut două luni și ceva, mai rămas o săptămână. Rămas o săptămână. Păi haideți să trecem săptămâna asta. Am văzut că fac proteste și așa mai departe. Haideți să trecem săptămâna asta să începem activitate. O să putem mai devreme. O să vedem cum o să fie dinamică. Eu n-am văzut astăzi câte cazuri au fost. 200 și ceva. 200 și ceva. O să vedem care e dinamica. Putem mai repede. O să scoatem mai repede. Mai aveți întrebări? Da, mai am o întrebare. Ați spus că ați fost la spitale astăzi. Da. Și ați venit la noi în studio. Nu știm. Sunteți foarte criticat pentru faptul că mergeți, iată, în vizite la veterani sau la veterane am fost cu mască. În ședințe. Hai să scoatem întrebările. Astăzi da, dar dățile trecute nu au fost interdicții. Hai să spunem sincer. Că au fost recomandări că în spațiile închise e de dorit să fie cu mască și așa mai departe. Eu cu mască și mănuși merg în toate spitalele. Dar am hotărât ca să fac față unor critici și la veterani tot. Că astăzi am felicitat doi veterani, am fost cu mască. Adică v-ați corectat? M-am conformat recomandărilor, nu restricțiilor. Nu veți primi amendă? Nu știu, las-o înainteze să demonstreze că ceva am încălcat și putem. Cât de pregătiți suntem pentru al doilea val de COVID? Ne pregătim foarte bine. Eu cred că al doilea val va fi mult mai dur ca primul. Și nu doar în Republica Moldova, dar în toată lumea. Dar noi vom fi și mai pregătiți comparativ cu primul val. Pentru că primul val care a apărut în luna martie la noi, Moldova nu era pregătită. Așa cum nu era pregătit nicio țară, să nu fie muși critică la guvernul actual. Nicio țară nu a fost pregătită. Acum vom fi mai pregătiți, inclusiv din punct de vedere a medicilor, a echipamentelor, a medicamentelor, dar și psihologic vom fi mai pregătiți. Deci al doilea val, nu știu când va începe, experții în domeniu spun octombrie, noiembrie, decembrie, nu știu, vedem. Dar noi vom fi mult mai pregătiți. Da, avem șanse să mai vedem școli, grădinițele deschise sau noi vom sta copiii acasă pentru că vine al doilea val? Sau... Eu sper foarte mult că grădinițele vom deschide în această vară. Nu pot să vă spun la ce etapă. Sper foarte mult că școlile vor reveni la activitate de la 1 septembrie. Și în octombrie trecem pe online. Vedem care va fi situația. Ați vorbit cu domnul președinte a României, Iohannis, după ce au trimis ajutoare, pentru că astăzi au anunțat României că ne mai trimit ajutoare și medici care să ne sprijine în tratament. Eu am venit cu un mesaj de mulțumire, ați văzut, public, discuții telefonice nu am avut. Dar mesaj public a fost, inclusiv eu am mers, i-am întâlnit, i-am mulțumit, vă aduceți aminte. Am fost la spitalul de urgență, discutat la acest capitol. Da, și a fost mare scandal pentru că acele camioane au ajuns sub un pod în loc să ajungă într-un spațiu. Eu am văzut discuții foarte multe la capitolul ăsta. Eu, din câte înțeleg, agenda a fost formată de ambele părți, de guvernul Republicii Moldova și partenerii din România. Eu nu cred că cineva s-a implicat prea mult în acest sens. Adică vi se pare ok că... Dar eu nu văd care e sensul dezbaterilor. Absolut toate ajutoarele care au venit în Republica Moldova, absolut toate, de la toate țările, au fost aduse la minister, acolo au fost oficialii. Apropo, primul ajutor din România, unde a fost implicat ambii, și președintele țării și prim-ministru.
Anterior prim-ministru nu participa, sau președintele nu participa, participa ori doar guvernul, ori instituția prezidențială. Trecem repede pe părțile economice. Avem o oră și 20 deja. Foarte rapid, încă 10 minute, vă promit, și încheiem. Spuneți-ne, dar, ce părere aveți despre așa zisul proprietar al banilor găsiți la vamă, 1,5 milioane de euro, Adriano Dulgher, om de afaceri, îl cunoașteți? Nu cunosc așa persoană, de consider că banii care au fost confiscați trebuie să ajungă în bugetul de stat. Dar dacă omul spune că s-a lui și urma să-i declare? Urma să-i declare. Nu i-a declarat. Încălca legislația banii la buget. O să găsați că mult are de șterge. Mai ajungem să vedem reparații de drumuri? Da, astăzi a fost aprobat în ședință hotărârea guvernului pentru proiectul Drumuri Bune pentru Toți. Și peste 1 miliard de lei au fost alocați în diferitor, sau toate localitățile din Republica Moldova, de la 1 milion de lei în sud, fiecare sat. Suplimentar, Chișinău astăzi a primit 100 de milioane de lei, Bălțu, așa cum am promis când am fost la Bălț 2 luni în urmă, 25 de milioane de lei, și hotărârea guvernului a fost aprobată astăzi, în 2-3 zile se publică, și cel mai probabil sunt viitoare licitație și în maximum mijlocul iunie încep lucrările de reparație. Noi nu putem să oprim proiectele de infrastructură, cu toate riscurile care sunt. 20 de miliarde de deficit bugetar și totuși se merge... Dacă, va fi stabilitate politică, eu cred că noi vom găsi soluții. Soluții sunt. Am ajuns la întrebări pe Facebook. Zinaida Simeonova vă întreabă... Acum cred că sunt mai multe pe Facebook. Când vă dați demisia? Din păcate nu am urmărit live-ul ca să... Dar pentru ce să-mi dau demisia? Peste, e ca mâine, dacă se votează data din 1 noiembrie alegeri prezidențiale, avem iunie, iulie, august, septembrie, octombrie. E 5 luni sunt alegeri prezidențiale. Pentru ce să dai demisia președintele? Și... Unii sunt mulțumiți, unii nu sunt mulțumiți. Mergeți la alegeri și votați. Vă place, votați. Nu vă place, nu votați. Și cat. Așa. Și Constantin Roșanu v-a întrebat cât mai tolerați denigrarea PSRM? Numai PSRM. Hai că partidele se denigrează între ele. Asta e. Dar denigrarea instituțiilor publice și a conducătorilor statului în multe țări, lucrul ăsta nu e admis. Dacă eu cum voi ieși cu o inițiativă legislativă în acest sens, voi fi criticat că vreau să limitez dreptul la exprimare publică și așa mai departe. Dar chiar dacă va fi al președinte sau voi fi în opoziție la anumite etape peste vreo an, 2, 3, 4, 5, eu consider că o astfel de lege trebuie promovată, pentru că nu este corect ceea ce se întâmplă. Trebuie să fie respect față de instituțiile statului. Instituția prezidențială condusă de un președinte, instituția guvernamentală condusă de un guvern, de un prim-ministru. Păi mai este și libera exprimare. Dar să nu depășească limitele, pentru că ceea ce fac, eu să vă arăt toate, dar nu ați le vedeți. Ba te pune în cimitir, ba te pune și lucrul ăsta nu e normal. În ce țări ați văzut așa lucru? Țări așa numite democratici. Nu, asta e prea de tot. Astea sunt riscurile rețelelor de socializare. Dar nu numai rețele de socializare, sunt posturi de televiziune care fac lucrul ăsta. Care au licență, care își permit, care sunt finanțate din banii Uniunii Europene, unii, sau din banii Ambasadei Statelor Unite. Și noi știm despre cine este vorba. Ei le-am spus deschis. Uitați-vă ce finanțați voi. Vă place așa ceva? Dacă alte posturi de televiziune o să facă exact așa despre alți oponenți politici. Noi niciodată nu ne-am permis lucrurile astea și nu ne vom permite. Deci eu cred că în acest sens trebuie norme legale care trebuie prevăzute. Dar asta pe viitor deja. O ultimă întrebare. Mergeți mâine la Lorena? La emisiune? Care Lorena? Lorena Bogza, în profunzime? Nu, noi... Dar pentru ce să merg la ea? Păi ați discutat la președintele răspunde. A, cine primul reacționează? Mergeți... În primul rând, primii au reacționat Unimedia. Al doilea au reacționat Sputnik. Al treilea a reacționat Jurnal TV Cozer, Alexandru. Și mai departe restul. În ordinea stabilită, noi vom face tot posibil să ne ținem de cuvânt. Fără a da prioritate cuiva. Deci nu mergeți. În ordine stabilită. Nu eu stabilesc prioritățile. Este serviciul de presă care are ordinea. Președintele a spus, președintele răspunde. Este 1, 2, 3, 4. Dacă nu aveți vin la Unimedia, aveți să spuneți că nu ați ținut de cuvânt.
Am venit astăzi la unii mine. Noi am acceptat orice decizie pentru că interpretările sunt multe și diferite, domn președinte. Eu sunt foarte deschis presii. Știți, scot mai mult că eu odată în săptămână am și emisiunile astea Președintele Răspunde, pe care le fac unii live, unii le filmez 8 răspunsuri. Și eu cred că nu poate cineva să se jeluie că Președintele Dodon nu este deschis. Cei care vor să dea o întrebare, care vor să discute, noi discutăm. Și nu avem nicio problemă în acest sens. Eu vă mulțumesc foarte mult. Eu vă mulțumesc. Sper că am răspuns la toate întrebările dumneavoastră. Sau mai sunt? Deja cred că nu mai rezistă spectatorii să le asculte, dar ne vedem cu altă ocazie. Poate se mai întâmplă unul dintre scenariile pe care le prognozați și vedem care sunt celelalte trei care se nasc următoarele. Eu vă mulțumesc. Seară bună. Seară frumoasă. La revedere. La revedere.